un club de drept public, dacă câștigă Cupa României, poate să meargă în Europa. Numai cupa. Ah, Păi pentru da, că... fiindcă astăzi, Nu, așa cum arată legea am înțeles. sportului, nu pot să participe în Deși competițiile și dacă s-ar modifica legea și ar putea să intre în luptă cu echipele profesioniste, atunci și ar căpăta dreptul ăsta, ar putea să meargă în Europa. Cu siguranță, nu există niciun impediment. Pentru La nivel că s-a spus că la un european. Dat UEFA nu dă dreptul. Nu, adică... N-a fost niciodată așa ceva? Niciodată, niciodată nu a fost acest aspect, mai ales că dacă ne uităm în estul Europei, o să vedem această implicare puternică, puternică a statului. Unde ne spuneți și mie? Nu, dar nu mai spre Rusia, Kazakhstan și... Păi că da, nu, sunt în estul României. Nu, astea sunt în estul Eurasiei, mă scuzez, dar în Europa sunt Polonia, Ungaria, care e extrem de concentrată statal, ca să spun așa, fondul și n-are așa ceva. Serbia există și ceva, nu știu. Nu, dar n-are. Ați menționat trei exemple care totuși ar trebui puțin să detaliem implicarea statului și care a fost impactul asupra fotbalului. În primul rând, Polonia, care alături de Turcia, sunt țările din Europa care au investit cel mai mult în infrastructura fotbalistică. Aia, da. De acord. Mai ales pentru organizarea campionatului european din 2012, mă refer la Polonia. Iar lucrul acesta a produs un impact puternic. Iarăși, dacă ne referim la Ungaria, vedem o altă implicare a statului. Dacă comparăm cele două federații, Federația de la București cu cea de la Budapesta, Federația de la Budapesta primește în fiecare an în jur de 80 de milioane de euro. Iar din piața privată, Federația de la Budapesta aduce 10 milioane. Federația din România, Federația de la București, primește 0 de la Guvernul României și aduce din mediul privat anul ăsta, la final de 2022, 26,5 milioane, de două ori mai mult decât în 2014. Ați vrea să primiți bani de la statul român? Am și înaintat o solicitare de tipul acesta, da? Am și înaintat o solicitare de tipul acesta, ca cele mai bune 20 de academii de fotbal din România să fie finanțate de către stat, de către guvern. Și ce a zis statul? Până astăzi, doar posteri pe Facebook în favoarea acestui proiect. Și mă întorc. Comparați atunci dacă competiția mai este una loială, da? Integră între 26,5 milioane de euro exclusiv din piața privată și 90 de milioane. Nu, ați nu menționat neapărat. Serbia. Chiar luna aceasta, guvernul de la Belgrad a alocat 2,5 milioane de euro pentru fiecare dintre cele două mari cluburi. Steaua Roșie Belgrad și Partizan Belgrad.